Bun găsit din nou, revenim la forumul de securitate al Mării Negre și al Balcanilor. La sfârșitul unei zile de dezbateri intense pe teme extrem de importante, bineînțeles, multe discuții pe ce înseamnă lumea post-pandemică, dacă vom ajunge și la lumea post-pandemică, ce înseamnă securitatea sau insecuritatea internațională în această lume în care am intrat brusc cu un an și jumătate în urmă, alături de mine, domnul ambasador Doru Costea. Este cel care a condus acest panel legat de securitate sau insecuritate în lumea post-pandemică, cu o participare extrem de importantă. Unii dintre cei mai importanți gânditori în domeniul de securitate și strategie au fost alături de Doru Costea, fie fizic, fie prin intermediul internetului. Așa că vă întreb, domnule ambasador, cum arată această lume, să spunem, la care aspirăm să fie post-pandemică? Nu este chiar post-pandemică și ați precizat foarte bine acest lucru, dar vom intra și în această lume post-pandemică și trebuie să ne pregătim de acum să o înțelegem. Care sunt concluziile dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând. În al doilea rând, cred că din intervențiile distinșilor participanți la acest panel, personalități recunoscute și redutabile, așa cum ați menționat de altfel, din remarcile lor, așadar, am putea trage cu titlul foarte preliminar, și o să explic imediat de ce e doar preliminar, câteva gânduri, probabil concluzii e deja mult, dar mai degrabă gânduri sau idei care pot să se transforme mai târziu în concluzii. Sau nu, depinde. Fac o precizare. Această ezitare pe care o exprim se are ca sursă conștientizarea apropierii foarte mari în care suntem de un fenomen cu urmări și cu o cuprindere nemai văzută de foarte multă vreme. Deci pandemia este mult mai mult decât am crezut, decât ne-am gândit, decât ne-am gândit că o să fie. Comparația cu gripa spaniolă de acum 100 de ani e frecventă, nu mă refer la ea în mod detaliat, dar n-a avut efectul disruptiv pe care l-are exact, acum. Exact. S-a spus că este o provocare globală. Asta, în general, adjectivul a fost adăugat pentru că a cuprins toată lumea. Dar este globală și din alt motiv. A cuprins toate sectoarele vieții cotidiene. Și nu le mai detaliez, că ne putem da seama foarte simplu despre ce este vorba. Așadar, suntem foarte aproape de acest fenomen. Nu putem să ajungem la concluzii privind acest fenomen, pentru că desfășurarea lui, manifestarea lui, nu s-a terminat încă. Dacă se va termina și cum, rămâne să vedem. Probabil că se va transforma într-un fenomen gestionat și îngrădit, așa cum au fost în cazul sanitar, de medico-sanitar, a fost situația și cu alte manifestări din aceeași categorie a pandemiilor. Probabil. Să sperăm că așa va fi. Cu ce costuri? Cum se vor răsfrânge aceste costuri? Am văzut foarte recent o statistică, foarte recent însemnând acum două zile, o statistică, o evaluare, de exemplu, a numărului de decese. Și era o diferență substanțială pe plan global între numărul deceselor oficial publicate și cele care rezultau din examinarea și corelarea mai multor factori legați de pandemie. Diferența era de câteva zeci sau chiar peste 100 de milioane de cazuri. Întrebarea era de ce. Nu era vorba de decizie politică, de a măslui, ca să vorbim mai puțin pretențios, datele, ci pur și simplu pentru că termenii de referință erau deosebiți.
Nu toți aplicau aceeași grilă. Așadar, un deces în cazul COVID-19 înseamnă A, B, C, D. Da. O discuție care s-a putut și în România. Exact. Noi n-am făcut excepție. Adică discuția de la noi face parte dintr-o dezbatere, dintr-o discuție. Asta alimentează teoria conspirației. Absolut. Dezinformarea Absolut. Și neîncrederea Absolut. În autorități. Deși Absolut. Autoritățile se pare că n-au niciun fel de, decât că există aceste diferențe de metodologie. Există diferențe în metodologie, pe lângă diferențele mari de organizare instituțională și așa mai departe. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, una din ideile care s-a desprins din această discuție, din această conversație de azi, a fost că instrumentele pe care le deținem, adică organizațiile, mai ales organizațiile internaționale, organizațiile multilaterale sau plurilaterale, diferența fiind de amploare. ONU este singura organizație universală. Exact. Da? UE este o organizație multilaterală, dar are numai un număr limitat de state, 27. Mă rog, plus instituțiile. La fel NATO, tot o organizație multilaterală este, de un alt, și așa mai departe. Deci, aceste organizații multilaterale au fost luate pe nepregătite. N-am știut cum să gestioneze un asemenea fenomen. Altă concluzie, automat de aici, sau altă idee. Bine, și atunci ce facem? Reformăm instituțiile? Cum? În ce? Unde trebuie să acționăm? Cum trebuie să acționeze statele în acest sens? Sunt numai statele care trebuie să acționeze sau sunt și alți jucători? De exemplu, sectorul neguvernamental. Și am văzut și la noi exemple remarcabile de mobilizare a societății civile care a contribuit la atenuarea efectelor pandemiei. După cum am văzut și instituții de stat care au acționat inegal. Unele au fost mobilizate și au găsit soluții, altele au trebuit să strige după ajutor și atunci au intervenit alte instituții, cum a fost cazul intervențiilor din partea medicilor militari. Deci, astea sunt numai două lucruri. Cum se leagă aceste aspecte de securitate? Și ajung la a doua cifră de care voiam să vorbesc, relativ recentă, și care privește recuperarea economică. În ansamblu, anticipările făcute anul trecut de instituțiile, hai să zicem, de specialitate, Fondul Monetar, banca, firmele de rating și așa mai departe, inclusiv unul din cei mai puternici actori în domeniul think tank-urilor, care este Geopolitical Future, al cărui fondator a fost membru al panelului, domnul Friedman. Friedman, da. Așa. Au atras atenția asupra riscului pe care îl au exercițiile de anticipare din cauza volatilității realității. Totul este într-o mișcare atât de rapidă încât n-ai pe ce nu să te bazezi. Nu poți să faci predicții. Nu poți să prezici încă tot se va duce. Ori se poate duce oriunde. Dar spre sfârșitul anului trecut, lucrurile au început să se mai clarifice. Și au apărut previziuni care, în linii mari, s-au adeverit. Una dintre ele a fost că recuperarea Chinei va fi spectaculoasă, ea va fi singura care va înregistra o creștere din marile economii ale lumii, și asta s-a adeverit, pe când ceilalți vor mai avea de lucrat până să ajungă la nivelul anterior pandemiei. Trebuie să ne ducem aminte că nivelul anterior pandemiei, deci 2019, n-a fost chiar un an de performanță nemaipomenită în economia mondială. Că n-a fost. Abia ieșea lumea din urmările crizei economice anterioare, plus o grămadă de alte crize mai mici, sectoriale, pe produs, pe diverse componente ale schimburilor globale.
care toate rădau creșterea în ansamblu. Dar curentul majoritar era ascendent. Da. Scăzut, dar lucrurile mergeau, hai să zicem, spre mai bine decât fuseseră. După care a venit această pandemie. Bun. Anul ăsta suntem deja în a doua jumătate, s-au dus aproape trei trimestre din an, mai avem un pic doar, și cifrele nu mai arată așa de grozav. Deci recuperarea care începuse bine începe să dea semne de oboseală, nu atât din cauza unor supraîncălziri economice, cum au fost multe temeri pe această temă, cât din cauza unui fenomen bizar și care se cheamă stagflație. Asta înseamnă stagnare a creșterii economice și creșterea inflației. De obicei, inflația merge împreună cu creșterea. Crește economic, crește și inflația. Dar stagflație e un fenomen ciudat. Deci, în domeniul economic, acest lucru tinde să se contureze, începe să ridice întrebări. Și ce-i cu asta? Ne întrebăm în consecință. Apare componenta de securitate, să zicem, tradițională. Nu securitatea alimentară, apropo de mediul în care suntem, cu găzduirea atât de generoasă a Universității de Științe Agricole, nu e vorba de securitatea în materie de irigații, de exemplu, sau chiar de schimbări climatice, nu numai, cu toate că e în fața noastră, o trăim. Da, am trăit-o luna trecută. Și exemplu a fost dat de dezastru de la New York. Sigur că se întâmplă acum. Sigur că da. Sigur o metropolă lovită de o furtună nu se mai fără precedent și cu victime, cu disrupții majore în activitate, în economie. Dar putem să... un ultim aspect. Există loc și pentru optimism în toată această situație cât se poate de complicată? Contribuțiile paneliștilor au fost... În ansamblu, îmi permit să fac această caracterizare cu tot respectul față de dânsii, în ansamblu au fost mai degrabă rezervate. În engleză este un termen care se cheamă sobering, adică te trezește, te pune pe gânduri. Cred că este un cuvânt bun și în românește, dacă folosim formula ne-a pus pe gânduri ce am auzit la acest panel, este foarte potrivită și este chiar bună. Pentru că dacă începi să te gândești, înseamnă că ai șanse să găsești și soluții. Deci să nu cedezi în fața perspectivei care pare să fie de neocolit și nu numai că e de neocolit, dar este și negativă, destructivă, cum sună și titlul cărții lansate în românește recent, de unul din participanții la panel, domnul Harald Ullmann. Deci nu e vorba să cedezi, ci trebuie să cauți soluții. Și un alt punct care cred că va fi fost menționat, poate nu atât de direct, este că la problemele pe care le avem în față și care, culmea, nu sunt noi, erau acolo, dar nu le-am văzut sau nu ne-am uitat la ele așa. Acum ne uităm la ele altfel, apropo de coerența reacțiilor Uniunii Europene la combaterea pandemiei. Amintiți-vă primele luni, când a fost prăpăt. Modul în care lucrurile s-au pus la punct pe parcurs. Exact. A trebuit să treacă două luni, trei luni, până să se lămurească mecanismul. Pentru că sunt instituțiile naționale care acționează. Și lucruri noi? Deci apar și lucruri noi. Apar lucruri noi
sau mai degrabă manifestări noi ale lucrurilor vechi, dacă îmi permit să fac un joc de cuvinte mai degrabă slab. Decalajele de dezvoltare. De astea vorbim de 30 de ani. Acum se văd și mai tare. Decalaj, pentru că se întâmplă și în alte domenii. Se întâmplă în domeniul informaticii, decalajul digital. Decalajul accesului la noua tehnologie, accesul la informație, la utilizarea informației digitale. Ok, și ce-i cu asta? Păi este pentru că viitorul dezvoltării este determinat de dezvoltarea economiei digitale. Ori dacă tu nu ai deja un nivel ridicat de dezvoltare, n-ai cum să ai acces la acest instrument. Rămâne de rezolvat, de asemenea, problema bazei conceptuale și legale a dreptului internațional, care este, cum să spun, înființat în urmă cu 500 de ani, de atunci funcționează principiile lui Hugo Grotius și altora, dar acum război. Ce înseamnă război? Avem în anii 20 o definiție a războiului, nu? Pactul Briand-Kellogg. Dar și acum, definiția agresorului. Exact, dar acum avem război hibrid. Cum? Război, dar nu moare nimeni. Nu moare sau nimeni, moare, dar nu mai funcționează nimic pe stradă. Moare din alte cauze. Nu, asta e una. Al doilea, se oprește tot transportul. Pe stradă, curentul pentru că, electric? Pentru că ți-a căzut curentul. Exact. Și, numai, și așa mai departe. Deci lucrurile acestea impun o gândire mai intensă ca să le poți rezolva. Și al doilea lucru impun o gândire colectivă. Asta este cel puțin o concluzie care îndrăznesc să spun că nu poate să fie atacată indiferent ce se întâmplă de acum încolo. Anume că nici un jucător global, care înseamnă deja un jucător foarte puternic, dar nici unul din cei pe care îi considerăm global, nu poate să rezolve problema singur. Asta este. Rămâne să și vrea să o facă. Dar singur nu are cum să singur o rezolve. Nu. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Cam asta este concluzia. Nimeni nu poate reuși singur în această lume extrem de complicată, extrem de provocatoare și cu atât de multe pericole. Numai împreună putem găsi soluții. Să sperăm că rațiunea va prevala și că vom găsi până la urmă aceste soluții. Rămâneți alături de ceea ce înseamnă cunoaștere, de ceea ce înseamnă știință, de ceea ce înseamnă analiză, pentru că numai așa putem depăși obstacolele extraordinare care stau în fața societății noastre de astăzi.